Locuitorii comunei Văratec au dat nas în nas cu un zimbru care se plimba nestingherit pe ulițele satului. Un utilizator Facebook a fotografiat maiestuosul animal care dădea târcoale gospodăriilor fiind probabil în căutare de hrană. Fotografia este făcută în prima zi a lunii martie, zimbrul aflându-se în fața porții celui care a făcut-o publică. Cel mai probabil animalul s-a îndepărtat de turma aflată în pădurile din apropiere. Nu cu mult timp în urmă, mai mulți zimbri de la rezervația Dragoș Vodă au fost eliberați, Ținutul Neamțului fiind singurul din țară unde astfel de animale trăiesc în natură, în libertate. Rezervația Dragoș Vodă ține de Parcul Național Vânători Neamț și a luat ființă la începutul anilor 70. Astăzi este una dintre cele mai mari și mai importante rezervații de zimbri din țară, dar și din Europa. Zimbrul a fost reintrodus în România în anul 1958, la peste două secole de la dispariție. În urmă cu 6 ani, specialiștii Rom Silva au eliberat primele exemplare în natură. În acest moment, numărul zimbrilor liberi este de 35, dintre care 12 sunt născuți în libertate. De obicei, oamenii care locuiesc la țară întâlnesc pe străzile satelor vulpi, mistreți sau chiar și urși, dar să dai nas în nas cu un zimbru pe uliță este posibil doar în Neamț. Thank you.